Sute de buzoieni cu venituri mici vor fi branșați și racordați gratuit până la limita de proprietate la sistemele de alimentare cu apă și canalizare existente. Este vorba despre o investiție nerambursabilă derulată de Compania de Apă Buzău și finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul nostru practic va finanța 407 branșamente și racorduri pe acest criteriu de care a spus, veniturile să fie sub venitul mediu pe economie și au mai trebuit îndeplinite sau dovedite anumite condiții. L-avem depus, avem informații că este în regulă. Proiectul vizează nu numai locuitori din mediul rural, ci și aproape 50 de cetățeni din municipiul Buzău, acolo unde există deja rețea de apă și respectiv de canalizare. În municipiul Buzău, dacă rețin eu bine, sunt 47 de aplicanți pe acest proiect. Deci acest program de finanțare finanțează realizarea de branșamente și racorduri acolo unde există rețea. Cetățenii trebuie să știe că lucrările de branșare și racordare se realizează gratuit de către compania de apă doar până la poartă. De aici, costurile vor fi suportate de către beneficiari. Mai exact, în cazul racordării la apă, lucrările vor fi gratuite până la contorul căminului de branșament, iar în cazul canalizării, căminul de racord este definit la limita între proprietatea publică și proprietatea privată. Nu este și dincolo de poartă. Există o definiție foarte clară în legea 241, legea Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare, care definește punctul de branșament, respectiv punctul de racord. Deci, care este punctul în care se termină domeniul public, deci domeniul în care operăm noi ca și companie, da. Și începe și de unde începe domeniul privat, rețeaua privată a utilizatorului. În cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, sunt incluși cetățenii cu venituri mici din municipiile Buzău și Râmnicu-Sărat și din localitățile Sahăteni, Pietroasele, Cislău, Puiești și Chioșdu. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă a proiectului este de peste 1 milion de euro.